Salut și bine te-am găsit pe tutorialevideo.info. Începând cu acest tutorial video, am să pornesc o serie de tutoriale video despre HTML, CSS. În special ne vom axa foarte mult pe partea de PHP Development. Am să încep chiar cu începutul începutului și voi face câteva lecții introductive. V-am prezentat în urmă cu ceva timp câteva tutoriale care ieșeau undeva la 30-40 de minute pe tutorial, însă am ajuns la concluzia că este foarte multă informație de asimilat și nu stă nimeni să se uite atât de mult la un astfel de tutorial. Așa că, în acest prim tutorial, am să vă prezint puțin sau am să vă spun la început exact despre ce am să vorbesc în următoarele minute și veți avea opțiunea să mergeți la lecția dorită. Și în această primă lecție vom vorbi despre ce este HTML-ul, istoria în HTML, ce este CSS-ul, istoria CSS-ului, ce este internetul, ce este WWW, adică World Wide Web. Vom vorbi despre web browser, vom vorbi despre un server web, cum funcționează de fapt WWW sau World Wide Web, ce vedem pe un website, ce se află în spatele unui website și vom răspunde la întrebarea: sunt toate website-urile alcătuite doar din limbajele HTML și CSS? Ok, odată ce v-am prezentat aceste lucruri, am să vă arăt și lista pe care o vom aborda. Voi vorbi prima dată despre ce este HTML-ul. HTML-ul este un acronim al sintagmei Hyper Markup Language, care descrie un limbaj descriptiv cu ajutorul căruia putem crea o pagină sau un site web, respectiv cu care putem aranja elementele paginii web. HTML este un limbaj descriptiv, deși uneori, în mod greșit, este numit limbaj de programare. Dacă deschidem pagina HTML folosind un Notepad pe Windows sau un instrumentul TextEdit în sistemul Mac, se deschide și se afișează codul HTML, adică text. Pe de altă parte, atunci când rulați aceeași pagină în browserul web, el o interpretează și o afișează în mod adecvat.